Bogdan, cred că camerele noastre deja s-au încins, e în continuare cald afară, deși pare că bate vântul. N-aș vrea totuși să nu privești tot așa cu viziunea ta de a vedea lucrurile de departe clare. Ce se întâmplă în domeniul marketingului? Ce se întâmplă cu lumea agricolă în domeniul ăsta? Îți dai seama că după experiența asta de 19 ani într-o multinațională am văzut și am trăit extraordinar de multe, dar totul e legat de interpretarea pe care o dăm unor lucruri. Aici sunt chestiile mult mai simple. Matematic sau economic, dacă nu poți să produci mai mult, trebuie să cheltuiești mai puțin. Cu forța de muncă poate fi una, dar mulți spun că trebuie să cauți să tai din costurile care nu impactează direct. Și aici sunt voci care spun că marketingul este cel mai simplu lucru din care poți să tai. Totdeauna există două fețe ale aceleiași monede. Și ale albe și ale negre. Pentru mine, da? În momentul în care într-un an greu tai din marketing, hai să vedem ce înseamnă marketing cu adevărat. Că dacă o iei ca și cheltuială, e una. Dacă o iei ca și baza marketingului făcut ca la carte, este alta. Și atunci, dacă nu stabilim care sunt reperele despre care vorbim când folosim termenul marketing, putem fi într-o eroare. Nu există vânzare fără promovare. Aici nu vindem gumă de mestecat la raft. La raft și să zici pe TikTok, cumpărați guma Habibi, că e cea mai bună. Ai luat un pachet de gumă și după aceea l-ai aruncat. Aici vorbim de o nișă, aici vorbim de un segment de public care investește foarte mult. Un marketing prost îți aduce dezavantaje infinit mai mari ca imagine decât a nu-l face deloc. Și atunci, fiecare companie, fiecare individ face marketing-uri pe care îl înțelege la nivelul lui de înțelegerea momentului la care este piața. Da, marketing-ul va trebui să rămână, va trebui regândit ca tot și va trebui făcut pe parteneriate cu niște oameni care știu odată, care au imagine și care înțeleg că dacă ai plătit 3 lei, nu înseamnă musai vizualizare, și înseamnă impact în business, cum spunem noi, facturi în primăvară făcute. Că degeaba vorbim de 40.000 de view, da? Că așa 1.000.000 de view poate să aibă unul care a căzut cu skateboard-ul. Păi ăla e marketing. Dar nu cumpărăm nimic de la el. Am înțeles, și ce încurajăm? Căzutul după... Nu, aici vorbim de tehnologie, aici vorbim de ceva mult mai mult. Se va vinde pe bază unor tehnologi, va trebui de acum încolo, fiind produsele mai scumpe, mai ieftine, se va modifica poate diferența asta între produse foarte scumpe, produse foarte ieftine, va rămâne un mijloc. Vindem de acum încolo cu marketing sau cu specialist sau cum? Exact ca în viața de zi cu zi. Nu toată lumea poate să cumpere Bentley sau Ferrari. Vor fi oameni care vor merge și cu Opel, și cu Renault, și cu Peugeot. Ce face diferența? Percepția noastră asupra valorii. Vrei să te reprezinte o mașină? Pui bani și îți cumperi o mașină. Vrei să în te accepțiunea mai nemțească. Dacă este doar de la punctul A la B, te gândești foarte serios dacă mai contează că aia este Logan sau dacă este S-Clase. Așa e și cu marketingul. Important e ce urmărim. Să promovăm prin marketing o tehnologie care este de viitor sau să vindem un produs doar astăzi, doar acum, cu bani mai mult sau mai puțin, ce canal căutăm noi pentru a face chestia asta și foarte important, cine e segmentul de public? Este fermierul ajuns la maturitate care nu stă pe TikTok sau este fermierul tânăr, nepotul lui, care e deschis la minte, dar care nu înțelege la vârsta lui ceea ce vreau eu să-i explic și vede doar vârful icebergului. De-aia marketingul este atât de interesant și atât de complex, pentru că nu există soluții. Soluția o vor da oamenii. Sunt proiecte de marketing care în decurs de 19 ani n-au funcționat pentru că au fost implementate prost, și sunt proiecte de marketing care au funcționat fiindcă au fost implementate de oameni care au știut de la început ce urmăresc.
nu ține de buget, că poți să cheltui milioane de euro și impactul să fie zero, să fie vizualizări, atât. Da? Mai există o discuție în domeniul nostru și e vorba de marketingul personal. Cine vinde, omul sau produsul? Amândouă. Amândouă, pentru că, încă o dată, cine promovează produsul? Că dacă n-ar fi nevoie de om, ar fi un site în care tu te duci și iei produsul. Vom ajunge așa în agricultură? Ar fi crunt. Ar fi crunt să mergem doar pe una dintre ele. Adică ce a fost înainte, ou sau găina? Cineva îmi spunea, un prieten foarte drag, bă, tu cred că ești în stare să vin și gheață la eschimoși. Nu. Un om dedicat cu informații poate să promoveze un produs care după aceea să fie atât de tare în brand awareness și în, dacă vrei, plierea pe tehnologie sau pe ce își dorește fermierul, încât să pară că se vinde singur. Nu există să vinde singur. Adică dacă s-ar putea vinde ceva singur în lumea asta, cu siguranță s-ar fi întâmplat până acum. Nu se vinde decât prostia. Cât a însemnat pentru Bogdan Soare aparițiile în presă? Pentru că vorbeam de marketing și aș dori să știu ca și canale. Ce înseamnă pentru... ai fost la distanță, ai plecat de unde erai, acum poți să spui sincer. Ce ajută marketingul? Unde? Cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau este exemplu pe care Mădălin Voicu l-a dat. Tatăl meu, Ion Voicu, a fost o mare valoare a României, dar dacă nu se căsătorea cu mama mea, care era boieroaică, eventual nu avea niciodată șansa să cânte la Atene și să cânte un Stradivarius. Da? Să scoți din context o valoare este extraordinar de greu. Ceea ce înseamnă că eu am avut și momentul și am întâlnit oamenii importanți din viața mea la momentul important, astfel încât să mă pot manifesta cum m-am manifestat. Istoria nu se scrie cu dacă. Dacă nu, lucram la un moment dat la ambasada americană. Dar dacă oamenii ăia nu m-ar fi cunoscut, nu m-ar fi văzut, dacă după aceea Monsanto și Pionier nu-mi făceau amândoi în același timp ofertă, care mi-a dat mare încredere că sunt bun de ceva, că altfel nu mă căutau. Dacă nu alegeam drumul ăsta, prima dată am fost tentat să mă duc la Pionier, numai că decizia acolo a întârziat. Și sunt oameni în viață care au trecut perioada aia. Dacă nu întâlneam oamenii providențiali pe care i-am întâlnit, dacă nu înțelegeam ceea ce mi-au spus, după care dacă nu alegeam să-mi cultiv relațiile cu fermierii, care m-au putut promova prin tehnologiile pe care le-am pus, dacă nu-mi cream relațiile personale, sunt atât de multe dacă, cu siguranță, dacă lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat, poate a fost și o chestie de talent, poate că am trecut televizorul, poate faptul că am fost controversat sau poate faptul că am spus o poantă bună m-a ajutat. Cu siguranță, fără publicitate și fără media, nu eram ce sunt acum. Dar cu siguranță, dacă n-aș fi avut profunzimea și baza tehnică și informațiile, zic eu, la prima mână, prezentate pe filtrul meu, care pot accepta că poate fi greșit, dar revenind la principii, principiul no-till, nu înseamnă că e mai bun sau mai prost că l-a prezentat Soare bine sau nu. Da? E clar. Și atunci, da, consider că din punct de vedere al notorietății și al prezenței media, a fost un mare plus. Dar cu toată modestia, nu mă mai solicita nimeni dacă n-aveam nimic de spus. Întotdeauna ați fost omul principiilor, ați stat drept în fața oamenilor atunci când ați spus și bune și rele. Mai rămâne astăzi, într-o lume atât de schimbătoare, principiu, un punct de vertical de plecare? Viața fără principii nu există. Cine dă setul de reguli? Eu nu a fost nevoie să citesc Biblia ca să nu ucid. Da? A fost ceva natural. Apa nu se urce niciodată la deal. Da? E o chestie naturală. Și atunci, tot ce este delegat de principii poate părea desuet la un moment dat, dar doar prin percepția noastră superficială. Principiile trebuie să rămână ori în situațiile cele mai grele,
n-au rămas decât principiile. Și singurul exemplu pe care vreau să-l dau aici e Corneliu Coposu, care a stat 17 ani, sau Mandela, în pușcărie pentru niște principii. Dacă renunți la ele, deja părerea mea că nu mai ești om cu conștiință, te poți transforma în orice. Nu condamn pe nimeni care renunță la principii. E dreptul fiecăruia să-și aleagă cum trăiește viața. Important e când te duci dimineața să te speli pe dinți. Te poți uita în oglinda aia de la Dedeman de 50 de lei sau de Murano de câteva sute de mii de euro și să zici, da frate, ceea ce fac eu e valabil și azi și mâine și poimine. Eu rămân de aceeași parte, indiferent unde voi lucra, cât timp Dumnezeu îmi va lăsa mințile la locul lor, voi susține că viața fără principii este ca un tsunami care nu poate face altceva decât să distrugă. Da, trebuie să avem principii, trebuie să le susținem, trebuie să acceptăm când greșim, trebuie să acceptăm că varianta noastră nu este cea mai bună, dar asta ține tot de principii, da? Nu avem întotdeauna dreptate sau adevărul nu este întotdeauna cel pe care îl credem noi și îl vedem noi de la înălțimea banilor, a educației, a depresiei sau eu știu altor factori care ne pot influența a priori viața. Ce ai vrea să rămână sau să se scrie acolo unde scrie Bogdan Soare? Aș vrea să rămână... De la Slobozia. Bogdan Soare de la Slobozia, cum zicea prietenul meu Mihai Stan, aș vrea să rămână, bă, un tip de om altfel. Un mix unic, nici nu știi dacă să-l iubești, să fugi de el, vorbește foarte mult, are atât de mult umor, știe câteva lucruri, pe unele dintre ele le face cu succes, pe altele le ratează chiar și în firma lui, dar un tip onest, un om sincer, și un om cu care ai vrea să stai la masă. Cred că ăsta e cuvântul. Bă, un om cu care aș vrea să stau la masă. Și ca vânzător, ce-mi spunea un foarte puternic om din piața asta ca business, cu Bogdan ai o singură șansă, să cumperi de prima dată. Dacă nu, ai mare grijă că se întoarce. Și dacă s-a întors, o să te chinui atât de mult și vei cumpăra a doua sau a treia oară. Dar nu-ți dai seama cât de valoros e să cumperi din prima, fiindcă scapi.